care nu s-a prezentat nici măcar o faptă concretă sau un comportament sau atitudine a domnului primar, care se poate trage o asemenea de ce s-au pus deja expectative? Pe ce bunuri? Pe sumele de bancă. O să aflăm într-un sfert de oră. Extinderea urmăririi penale ar putea să complice eliberarea? În realitate, vreau să vă spun că deși ordonanța de extindere, într-adevăr, a cercetării, începerea urmăririi și de nu privește faptul meu, sunt aceleași fapte, se schimbă doar în tratările juridice, privire la aceleași fapte să ține și falsul, costul aceea, acele contracte și facturi false. Dar am vorbit și de vârstă și de spălarea de bani, la fel, costă, în opinia procurorilor, în aceeași faptă, care este bine cunoscută, și anume încheierea de contracte, de consultanță juridică, ceea ce este inadmisibil, pentru că aceeași faptă nu poate... Că mita este confundată cu spălarea de bani? Elementele constitutive ale două sau la multe infracțiuni, adică ori este luare de mită sau trafic de influență mai nou, ori este spălare de bani, pentru că spălarea de bani presupune o infracțiune previsă, ea este ulterioară. Ori aici lipsește cu desăvârșire. Se putea reține o spălare de bani dacă sumele respective proveneau dintr-o infracțiune anterioară și atunci această modalitate s-ar fi realizat cu scopul disimulării sau ascunderii sursei ilicite a sumelor de bani, care, repet, trebuie să provină dintr-o infracțiune anterioară, săvârșită de o altă persoană. Ce puteți să spuneți despre noile infracțiuni pentru care s-ar fi pregătit conform procurorilor? Nu este vorba de noi infracțiuni. Se pretinde că se studiază acte penale și actele urmările penale, însă, cel puțin la acest moment, nu se poate vorbi de asemenea infracțiunea, atât timp cât ele nu au fost prezentate. Soția se vorbește doar că se efectuează asemenea acte, pentru că se solicitați martori care sunt interogați cu privire la alte contracte. Până în acest moment, nu s-a prezentat faptul. Sunt citat și membrii ai guvernului despre care s-au luat în discuție sau nu? Nu am văzut niciun membru al guvernului care să fi fost citat. Și astăzi pot să vă spun că am reușit în sfârșit să consult întregul material. Nimic despre domnul Boc? Nimic despre niciun domnul Boc. Sunt la fel simple speculații care cred că sunt folosite cu scopul de a induce în opinia judecătorilor ideea că domnul primar este probabil de fapt penal. Atât timp cât afirmațiile rămân la acest nivel general, sunt chiar ocult, pentru că se vorbește de alte fapte, dar ele nu se prezintă, nu cred că ar putea constitui un temei sau cel puțin o justificare legală în temelii codului de procedură penală pentru ca o persoană să fie menținută în stare de arest. Domnul avocat? Merge? Domnul avocat a spus în sala de judecată că sunt persoane care ar putea fi învinuite de aceleași fapte și chiar arestate. Nu ați dat nume, despre ce este vorba? Dați-ne la mine. Dați seama că dacă nu am dat nume în sală, n-am să dau nume nici la televizor, pentru că acele persoane ar putea să fie afectate ca și imagine. Cine știe, s-ar putea ca în cazul lor să se ia o soluție corectă. Adică să nu mai fie cercetate și trimise în judecată și arestate pentru fapte care nu sunt posibile teoretic. Sunt oameni de afaceri, cum se spune așa? Nu vreau să fac niciun comentariu, pentru că acum i-a analizați pe toți și să-mi spuneți ca și în cazul Bujor că este nu știu ce persoană. În esență, nu vreau să fac niciun comentariu, în sensul faptul că se fac foarte multe cercetări și audieri, vă spun că nu au legătură doar cu cei care sunt implicați în mod de mijlocit. Pe cine ar putea să audieze prin comisie rogatorie? Au spus de 48 de oameni, vorbim despre persoane care ar fi luat contact cu domnul primar în excursiile în străinătate. N-aș vrea să comentez asta, trebuie să întrebați să luau profesorul Mateuț, este cuvântul vostrului și... Nu vreau să comentez într-un fel sau în celălalt. În esență, e vorba despre una din acuzații publică legate de povestea cu Stepen din Tăbule. Deci, probabil că persoanele de acolo sunt audiate în legătură cu această acuzație. Domnul Stoi, acum ar putea să influențeze? În mod evident că n-ar putea să o influențeze niciun fel. Din nefericire, în sistemul românesc, arestarea este sancțiune anticipată.
cu orice justificare procesuală. Justificare procesuală poți să găsești întotdeauna și pentru oricine. Problema este că este percepută ca un act de justiție cerut de către guvern. Mi se pare că este o abordare greșită și în final se ajunge ca omul, fie după ce este arestat, să fie achitat, sau fie să-i dea pedeapsă cu suspendare din cauza lipsei de temnicia dosarului. Lucru despre care nu se spune. Se merge pe varianta simplă că judecătorii dau pedepse foarte blânde. De multe ori judecătorii dau pedepse cu suspendare dintr-un motiv foarte rațional. Dosarul este atât de slab, lucru nu justifică condamnarea, dar nici nu poate să decide că chiar omul este nevinovat. Deci în cazul domnului Stoia, mă rog, s-a pus sexistul pe niște conturi. Din nou s-a dus în discuție acea interceptare privind membrii guvernului și influența pe care o are și se și cercetează această... Acolo nu vreau să fiu rău. S-a prejudiciat imaginea guvernului, cum a spus domnul procuror? Este evident că guvernul se poate apăra și singur, nu are nevoie de justiție să apere guvernul. Deci mi se pare că tocmai asta arată că sunt puteri diferite și se pot apăra singur, fiecare. Nu e o chestiune de apărat guvernul, asta e unul. Și în al doilea rând, lucrurile se întâmplă cam așa. În momentul în care se face referatul cu propunere, fiind vorba de zeci de pagini, judecătorul care nu mai are timp să scrie și el 50 de pagini. Și atunci, pe stick, se primește varianta și este actualizată și updatată. Ceea ce înseamnă că, practic, această discuție care a fost inițial cu Dujon este preluată și o să o găsiți preluată aproape în toate actele care vizează starea de libertate.